Am făcut degustări online, la distanță, asta cred că a însemnat ceva pentru clienții noștri și pentru consumatori. Am fost activi pe online, clar, canalul nostru principal de distribuție este Horeca și acolo activitatea a fost aproape de zero la începutul pandemiei, cel puțin, și atunci asta a fost soluția, să ne îndreptăm către online, să comunicăm mai mult, să ne ținem partenerii aproape, oamenii aproape. Până la urmă nu, m-am renunțat la nimic, am continuat cu toate proiectele și am reușit să ne mobilizăm în vară și să recuperăm o parte din vânzarea pierdută. Nu suntem la nivelul pe care l-am setat pentru 2020, dar am recuperat mult.